Ne apropiem cu pași repezi de final de an, un an cu mari provocări și încercări, dar cu ajutorul Bunului Dumnezeu, al colegilor, al consilierilor locali și dumneavoastră, am reușit să trecem peste momentele dificile. Putem spune cu satisfacție, acum în prag de final de an, că proiectele și celelalte angajamente luate în fața dumneavoastră sunt fie finalizate, fie în curs de realizare și am putea enumera. Amenajare, curte interioară, școala gimnazială numărul 1 Orben, proiect finanțat prin bugetul local, regularizare pârlul scurtă, în jur de 2000 de metri liniar, proiect realizat cu sprijinul Serviciului de Gospodărire a Apei Bacău, extindere rețelei de alimentare cu gaz metan și realizare branșamente în satele Orben și Scurta, și aici aș putea preciza faptul că pe străzile străinul Elena, Tineretului, Părului, Silozului, au fost finalizate lucrările, iar în primăvara anului viitor, lucrările vor continua pe toate străzile unde au fost solicitări. Lucrările sunt realizate cu sprijinul societății Delgas Grid. În curând vor începe lucrările de extindere la rețele de alimentare cu apă și canalizare pe străzile din satele Scurta și Orben, proiect atât așteptat de dumneavoastră, cât și atât de necesar, realizat din fonduri europene, suma alocată pentru UAT Orben fiind de aproximativ 6 milioane de euro. Aici trebuie să-i mulțumesc în mod special pentru tot sprijinul acordat domnului președinte al Consiliului Județean, Valentin Ivancea. Pentru modernizarea drumurilor comunale în acest an au fost depuse la Ministerul Dezvoltării, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală Angel Salini, un număr de 4 proiecte ce ar însemna 80% din totalul drumurilor comunale. Pentru 2 din proiecte au fost obținute și autorizația de construire, iar pentru 1 din proiecte au fost finalizat și proiectul tehnic. Suntem foarte aproape în ce privește documentația tehnică, nu ne rămâne decât să obținem finanțarea și să trecem la implementarea lor. De asemenea, a fost realizat și proiectul tehnic și s-a obținut autorizația de construire pentru realizarea obiectivului de investiții, amenajare curte interioară, școala primară numărul 3 Scurta, lucrări ce vor fi începe în primăvara anului viitor. Au fost acordate burse școlare tuturor elevilor ce s-au încadrat în criteriile prevăzute de lege, în sumă de 90.000 lei. În acest an a fost realizat cadastru sistematic pentru un număr de 986 de imobile în tarlalele situate între Calea Ferată și Siret, din hotar Valea Seaca până în hotar Parava. Pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților, atât în unitățile de învățământ, cât și în celelalte instituții publici, proprietatea Consiliului Local Orben, au fost montate și puse în funcțiune centrale termice pe gaz metan în școala generală numărul 1 Orben, grădinița Orben, dispensar Orben, cămin cultural Orben, primărie și centru de zi. Plata taxelor și a impozitelor locale poate fi făcută din orice colț al lumii, primind faptul că am reușit să implementăm aplicația ghiseu.ro, iar la caseria unității pot fi achitate taxele și impozitele cu cardul. Lucrările la obiectivul de investiții, construire grădiniță cu 3 săli de grupă în satul Scurta, sunt în plină desfășurare. În primăvara anului viitor, lucrarea va fi recepționată, iar noul an școlar pentru preșcolare din acea zonă va începe în această frumoasă, spațioasă clădire dotată corespunzător. Tot în satul Scurta, anul viitor vor începe lucrări de construire la obiectivul de investiții, construire și dotare cămin cultural, lucrare finanțată de Compania Națională de Investiții. În satul Scurta a fost realizat un modern dispensar uman, dotat corespunzător, unde își desfășoară activitatea un medic de familie, medic, de care oamenii aveau mare nevoie. Începând cu luna ianuarie, aici va funcționa și o farmacie. Au fost întreținute, balastate și reprofilate toate drumurile din satele Orben și Scurta. A fost finalizată, recepționată și dată în folosință sala de educație fizică școlară din satul Orben, lucrare realizată cu ajutorul Companiei Naționale de Investiții. Mai sunt și alte lucruri realizate pe care nu le-am enumerat, dar cu siguranță dumneavoastră le observați și vă bucurați de ele. Sărbătorile de iarnă reprezintă un prilej de bucurie, împlinire sufletească și momente fericite alături de cei dragi, în jurul bradului, în așteptarea colindătorilor și a moșului Crăciun. Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și la pragul dintre ani, vă doresc din tot sufletul dumneavoastră, cât și familiei dumneavoastră, multă sănătate, armonie, bucurii și spor în toate. La mulți ani!